Bună seara, vă spunem din nou la emisiunea Teologia în Actualitate, un subiect extrem de interesant și pentru seara aceasta. De fapt, este o continuare a emisiunii pe care am avut-o deja despre tema morții și vă invit pentru 50 de minute să ne urmăriți cu mare atenție pentru că continuăm să explorăm un subiect care pare neplăcut pentru unii dintre noi, prin efectele pe care le are în lumea aceasta moartea, dar trebuie să privim adevărul așa cum îl prezintă Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Invitat din nou în studio este pastorul Cornel Boingeanu. Vă spunem bună seara, bine ați venit. Bine vă regăsesc. Ne bucurăm să fim din nou împreună. Am vorbit în emisiunea trecută despre moarte și am definit ce înseamnă moartea. Și dacă aș vrea să prezentăm așa un scurt rezumat a ceea ce am discutat în emisiunea precedentă despre moarte. Desigur, ce este fundamental de reținut este că omul e structurat de Dumnezeu să aibă o parte materială, care e trupul său biologic, și o parte spirituală. Cele două sunt împreună, coexistă, dar au forme diferite de manifestare. Cel mai important lucru este că sufletul care e dat de Dumnezeu nu moare. Nu este afectat de moartea fizică. Moartea e definită de Scriptură ca o detașare de Dumnezeu eternă, dar e altă idee acolo. Da? Dar sufletul nu moare, merge în eternitate. În momentul în care murim fizic, biologic, personalitatea umană nu se termină, se descompune total, ci se transferă într-o existență de o altă factoră. E sufletul său care rămâne etern. Pentru această formă de existență, Dumnezeu a plătit cel mai mare preț care poate exista. Pentru suflet. Pentru sufletul nostru care să fie fericit pentru eternitate. L-a oferit pe Iisus Hristos, Fiul Său, să moară în locul nostru, să scăpăm de vinovăție ca în eternitate să fim cu El. Nu există nimic altceva mai fascinant, mai frumos, mai glorios decât asta. Și pentru asta merită, cum am zis în emisiunea trecută, să ne punem încrederea în Hristos, care a făcut lucrarea asta fantastică, să ne ducă la El. Nu rugăciunile, nu sfinții, nu știu cine altcineva pot să facă ceva pentru sufletul nostru, cum face Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și doar El face lucrul ăsta. Ea, sufletul nostru care se detașează de trup când murim și să-l ducă în prezența Lui, dacă credem în El, sau să mergem într-o destinație diferită fără El, dacă n-am crezut în Iisus Hristos. Dacă înțeleg prin ceea ce ați spus până acum, din perspectiva Sfintelor Scripturi, de fapt, de o importanță majoră în această unitate trup-suflet, este sufletul. Și în momentul despărțirii, Scriptura pune mai mult în discuție problema sufletului decât a trupului, dar pentru că sunt unii care ne urmăresc și sunt preocupați cu suflet, cu trupul. Ce se întâmplă cu trupul? Cum îl înmormântăm? Ce părere aveți despre ce facem cu trupul celui decedat? Sunt anumite abordări aici legate de trupul celui decedat. Da, păi trupul este cel vizibil pentru ceilalți membrii componenței familiei sau prieteni de viață. Când ajunge fața unui trup inert, nu, lipsit de viață, sufletul nu mai este acolo, experiența asta este traumatizantă. E dureroasă, e grea. Sunt păreri potrivit cărora noi n-ar trebui să ne lăsăm îngrijorați, frământați, afectați de moartea celor dragi, pentru că, așa cum spuneam, în credința asta că Dumnezeu ia sufletul celui ce a murit în prezența sa, lui este mult mai bine. Și este adevărat. Pavel, nu? Când era confruntat cu moartea. Filipeni, capitolul 1. Spunea, pentru mine, mai ușor să aleg să mă duc la Dumnezeu în veșnicie, doar pentru că voi îmi sunteți dragi, vreau să rămân cu voi în trup, în existența asta fizică. Dar altfel mi-ar fi cu mult mai bine să fiu la Dumnezeu, cu mult mai bine, zice el.
Evident că atunci asta este și convingerea noastră, că existența asta eternă cu Dumnezeu, când scăpăm de dureri, de frământări, de tensiuni, de limitările existenței noastre fizice, este mult mai fascinant. Una grea morții, cuiva drag, pentru cei care rămân în urmă, este una grea, e dureroasă. Și atunci ce să facem? Eu cred că, din nou, ar trebui să ne gândim puțin la ceea ce se întâmplă cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ori de câte ori e greu, eu am modul ăsta de a înțelege lucrurile, greu să interpretez ceva, mă uit la ce a făcut Mântuitorul. E cea mai sigură cale pentru mine și pentru oricine ar trebui să fie așa. Ori aduceți-vă aminte că Mântuitorul, spune Ioan în capitolul 11, s-a aflat la un moment dat, sigur au fost și alte ocazii, fără îndoială, dar e o relatare acolo, în fața mormântului cuiva drag, a lui Lazar. Lazar murise, a fost pus în mormânt. Mântuitorul intenționat a întârziat vizita la familia asta dragă, deși primise vestea că, uite, Lazar e bolnav și că așa, dar ajunge când era deja pus în mormânt. Și ascultați, vă rog, când Maria, mama, sora lui Lazar, a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând, dar, mai întâi, e o chestiune majoră asta pe care o spunea Maria, nu? Ce bine era dacă era aici să nu moară Lazar, să nu moară fratele meu. O experiență traumatizantă, exact cum spuneam, dureroasă. Iată ce face Mântuitorul. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Imaginați-vă că Fiul lui Dumnezeu, da, în fața acestei experiențe dureroase, se cutremură. Este emoțional afectat foarte tare. Păi, ce zicem de noi? Nu? Este logic că moartea are un impact de genul ăsta. Și ascultați după aia. Iisus i-a zis: unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei: vino și vezi. Și cel mai scurt verset din Biblie, nu? Iisus plângea. Eu s-ar putea să stârnesc ceva reacție că și moartea celor neobișnuite, să zic, dar convingerea mea este că și moartea celor credincioși trebuie tratată altfel decât o facem de cele mai multe ori când ne uităm la ce a făcut Mântuitorul. Uh-huh. Și iată ce vreau să zic. Există așa un soi de, seamănă cu o sărbătoare, cu o masă, nu știu, sper să nu supă pe prea mult, dar dacă cineva moare, venim acolo, avem cântări, avem mărturii, avem, deci zici că este o comemorare a activităților sau nu știu ce. Masă după asta, masă belșugată, nu știu. Eu sunt înfiorat de asta. Și întrebarea mea ar fi doar asta: cât de mult ajută toate aceste experiențe să vindece trauma celor care își văd ruda, soțul poate, soția, sau rudele apropiate, mort, decedat? Cât de mult ajută? Nu cred că ajută foarte mult. De-aia cred eu că dacă este să conștientizăm faptul că moartea este și o experiență traumatizantă, moartea fizică. Da, Duhul merge la Dumnezeu, dar despărțirea asta a trupului de Duh este o experiență traumatizantă. Și Iisus, Fiul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a plâns. Mi-aduc aminte că eram într-o prejurare când un tânăr murise în urma unui accident și eram la un serviciu de ăsta de înmormântare, cum îl numim. Toți vorbeau despre ce bine că a fost credincios. Vreau, vă dați seama, e cu Dumnezeu. Noi suntem aici întristați, dar nu vă lăsați de întristare. El e cu Dumnezeu în cer. Și când a venit rândul să spun și eu ceva, am zis exact ce a făcut Mântuitorul. Mă întreb, am zis atunci, dacă ar fi fost Hristos aici, ce ar fi făcut? Și am zis că eu cred că ar fi plâns. Știi care a fost reacția celor credincioși după? Mă critici. Așa ceva, cum poți să spui? Că există un soi de cosmetizare a morții, dacă vrei să zic.
o cosmetizare a morții, în sensul că lasă, nu te, e cu Domnul, stai, asta e încrederea, lasă, nu. Sunt unii care fac serviciul ăla de zici că e ceremonie religioasă de cununie sau că e nu știu ce fel de celebrare fascinantă. Nu, realitatea este că moartea e dură. Și cei care trăiesc experiența asta trebuie ajutați. Trauma pe care cineva o are în urma morții celor dragi este extrem de serioasă. Poate să aibă repercursiuni pe o perioadă lungă de timp. Și noi trebuie să ne ocupăm de asta. Trebuie să avem grijă cum procedăm. Nu numai în momentul morții și până la înmormântare, ci și după aceea. Eu nu vreau să zic că ar trebui cumva să tot pomenim pe unii și pe alții o perioadă de timp, dar potrivit cu psihoterapia modernă, hai să zic așa, traumele pe care le experimentează cineva în urma morții cuiva drag, morților subite mai ales, neașteptate, traumele astea sunt așa de puternice încât unii refuză să creadă că ăla e mort. Se blochează pur și simplu, șocul ăla. E ceea ce numesc specialiștii faza aia de negare. Nu-mi vine să cred că a murit. Nu-mi vine să cred. Și vin credincioși și spune, lasă, nu te necăji că e la Domnul. Nu, 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 atunci trebuie să-L accepți așa cum este. Să plângi cu El. Să spui, înțeleg. Nu știu din proprie experiență dacă n-ai avut, dar să plângi cu El. Dacă ai avut experiență, să spui și eu am trecut pe El, știu ce înseamnă. Dar nu cumva această formă de a prezenta speranța că e la Domnul este o formă de a ajuta pe cei care au rămas? Este o punte falsă, asta se numește. Adică încerci să eviți drumul ăsta al jelirii, că eu despre asta vorbesc, e un drum al jelirii, ai câteva opriri, nu știu, nu seamănă cu vămile deloc, nu? Dar câteva blocaje, hai să le numesc așa, să crezi. Celui care trăiește trauma asta morții celor dragi, prima este faza aia de negare, nu vine să cred. Și acolo poți să stai până la 3 luni de zile. Da, depinde de personalitate, depinde de context. Dar poți să rămâi blocat acolo. Nu vine să cred că e adevărat. Mă zic unii că, păi, vorbește cu mine. Da, vorbește cu mine. Eu simt ca și când e în casă. Soțul sau soția care a murit. Pentru că există faza aia de lipsă de speranță. Bun, gata, am ajuns, îmi dau seama, nu mai este. Na, nu, evident că după o vreme se liniștesc apele, nu mai este, dar viața nu are sens fără el, fără ea, fără tata, fără mama, fără copilul, nu? Depinde de situații. Și atunci e faza aia de lipsă de speranță. Și asta poate să țină până la un an de zile. Deci un an de zile există o traumă în sufletul celui drag care poate să lase urme adânci. Noi nu prea facem mult pentru aia. De-aia eu îndrăznesc să spun, mai ales ca unul care a fost implicat în consiliere. Serviciul triumfalist nu și-a făcut efectul. Nu, nu. Aia este o punte falsă. Noi, da, glorificăm Dumnezeu, drumul jelirii trebuie să aibă sensul ăsta real. Și Mântuitorul a mers acolo, s-a dus să plângă cu oamenii, la mormânt acolo. Ăsta e sensul pe care îl văd acolo. Plângeți cu cei ce plâng. Bucurați-vă cu cei ce bucură, evident, dar plângeți cu cei ce plâng. Și atunci noi trebuie să învățăm, să parcurgem împreună cu oamenii ăștia. Drumul ăsta al jelirii, până când viața capătă un nou început. Bun, dar ce diferență este între cei care jelesc într-un fel fără speranță și cei care jelesc cu speranță? Dacă aș putea să împart lucrurile așa. Se poate. Diferența este fantastică. Eu nu pot să ajut pe cineva care nu are încrederea în Dumnezeu și în viața viitoare. Nu știu ce pot să fac. Eu nu știu să-l ajut. N-am ce să zic. Ce să fac? Să zic, las că așa e viața? La ce bun? Eu nu pot să zic altceva decât că în universul ăsta în care lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă, Dumnezeu ne spune că vine El aproape să fie acolo cu noi, să plângă și El cu noi dacă vrei. Păi dacă nu-i Dumnezeu acolo, atunci cine? Zic așa, bun, în consiliere. Și am avut la un moment dat un grup mai mare de persoane care nu erau dintr-un context evanghelic, să zic așa, bun, oameni care au un alt mod de a înțelege moartea și existența eternă. Și am luat exemplul lui Iov. Un om care a suferit moartea dramatică a copiilor săi și lipsuri majore. Deci o traumă sufletească fără egal. Nu știu cine a putut să treacă prin experiența ca lui Iov. Și citeam pasaje din Scriptură și cineva care era acolo într-o
după o educație sau fiind în exercitarea rolului de psihoterapeut, îmi zice, domnul pastor, ăsta era traumatizat, era în depresie, cineva trebuia să se ocupe de el. Zic, da, foarte bine, absolut, sunt de acord, hai să vedem cine ar fi putut să-l ajute. Soția lui putea să facă ceva? Face că nu prea, nu prea l-a ajutat. Prietenii? Prietenii ar fi putut să se facă, zic, nu prea mult, nu prea. Dar cine putea să facă ceva? Doar când a intervenit Dumnezeu și a spus lui Iov, hai să ne înțelegem puțin. Când eu am creat universul, unde erai tu? Că am asta întrebare. Dar care e sensul acolo? Hai să ieșim puțin din universul ăsta limitat, îngust, al durerii adânci. Hai să ne schimbăm punctul de înțelegere a lucrurilor. Hai să avem un alt unghi de privire a lucrurilor, nu? Uh-huh. Și eu zicea, gata, m-am prins. Știu, îmi pare rău. E altă istorie, altă perspectivă asupra vieții. Ce pot să fac, frate Daniel, cu cineva care nu are credința asta în Dumnezeu? Cu ce poți să-l ajuți? Este foarte greu. Fără speranța asta a veșniciei cu Dumnezeu, e foarte greu să-i ajuți pe oameni. Și sunt unii care trăiesc cu durerea asta în suflet, cu rana asta sufletească, toată viața. Ca să văd dacă am înțeles bine ce a spus, nu vreau să duc lucrurile într-o altă direcție, dar într-un fel, ceea ce spuneți este că mai întâi noi trebuie să arătăm față de cei care trec prin astfel de dureri compasiune. Corect. Compasiune. Dar în acest proces al compasiunii să aducem speranța lui Dumnezeu, nu negând durerea, nu negând despărțirea, nu cosmetizând, ci spunând durerea este durere, suntem aici să fim alături de dumneavoastră și să, în contextul acesta, empatia noastră se fundamentează pe relația care o avem noi cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu, dragostea care ne-a dat-o El în sufletele noastre, dar în același timp, empatia noastră va duce oamenii și spre speranța lui Dumnezeu. Foarte bine. Bun rezumatul. Și tocmai de aceea, grija pastorală, iată, sau a consilierilor, dacă vreți altfel, trebuie să fie îndreptată către cei care trăiesc trauma asta a morții celor dragi. Măcar un an de zile trebuie să fii pe aproape. Stai de vorbă cu ei. Schimbul ăsta de vorbe înseamnă să-l ajuți pe omul ăla să-și deschidă durerea aia sufletească și să-și o comunici. Uh-huh. Și să-și spui că mai mult decât pot eu să ascult, e Dumnezeu care știe, înțelege. Trebuie să avem răbdare, ok? Răbdare. Încet, încet ajungem acolo. Un nou început al vieții. Dar cu siguranță Dumnezeu îl dă. Cu siguranță îl dă. Dar nu în modul ăsta pe puntea falsă, cum am zis. Lasă, nu, trebuie să te bucuri. Dumnezeu ignoră. Că sunt unii, frate Daniel, asta am văzut în viața multor oameni, că mă ocup de consiliere, mai spun încă o dată. Am văzut în viața multora că unii retrăiesc durerea, despărțirii de cei dragi după ani de zile. Da. Un copil care a fost crescut de bunicul. Bunicul lui a murit când el avea pe 11 ani. A ajuns la 30 de ani. Și când a intrat într-o nouă experiență, copilul ăla, care a trăit trauma morții bunicului și nimeni nu l-a ajutat, a trăit aceeași experiență traumatică ca la 11 ani când a murit bunicul. Deci nu se poate uita evenimentul ăsta, pentru că ce am văzut pe Facebook, și aici nu am comentat pentru că nu înțeleg situația și de aceea eu m-am ferit la mormântări să spun înțeleg prin ce treceți. Că nu mi s-a părut corect. Eu nu înțeleg prin ce trec oamenii respectivi, ci doar suntem aici să fim alături de dumneavoastră, să ne rugăm, să... Eu să plângem. Eu nu cred că trebuie să ne ferim de asta. Sunt mulți cei care, hai, nu plânge, mai ales despre bărbați, să zice, acum ești bărbat, nu plângi. Nu. Iisus a plâns. Ok, hai să ne înțelegem. Bărbat, Fiul lui Dumnezeu a plâns. Emoțiile acelea exprimate prin plâns înseamnă, exact cum spuneai, atașamentul, apropierea. Sunt acolo, mergem împreună, ai ținut-te de mine, hai că trecem pe aici. Nu ignorând, nu cosmetizând cumva în conștiința proprie a celui trecut acolo. Lasă că nu, e cu Domnul, gândește la aia, nu te gândea. Nu. Ci
înțelegând că e greu. E greu, dar că împreună cu Dumnezeu trecem aici și vom avea, la un moment dat, o altă modalitate de înțelegere a vieții. Altceva ce cred că mai trebuie făcut, dacă pot să adaug, este și diminuarea fastului la mormântare. Cred că spun un lucru care s-ar putea să supere. Eu le spuneam la urmei, dacă la moartea mea vă văd că faceți nu știu ce fast acolo, mă ridic de acolo și am să vă cer. Nu ajută prea mult familia. Dacă este să facem ceva, gândindu-ne la moarte, mai ales dacă poate fi anticipată, fă ceva pentru el cât e în viață. Nici nu vă dați seama ce mult înseamnă. Du-te și stai de vorbă cu el. Mă duc la spital. Ce interesant, că de asta am avut experiența a tuturor persoane pe care le-am văzut trecând în veșnicie, că m-am dus acolo la spital când erau pe ultimele clipe. Nici vă dați seama ce mult înseamnă. În pandemie, o doamnă care n-a știut prea multe despre mine, doar auzit că e cineva care e curajos și se duce și se ajute și așa. Zice, domnul pastor, am și eu nevoie de rugăciune, sunt în spital într-o stare serioasă și zic, mă duc să mă rog acolo. Zic, dar nu știu dacă vă lasă. Nu știu, mă duc, încerc. Mă duc să... Și evident că am fost la spital. Zic, domnule, nu poți intra. N-are nimeni voie să intre. Dar am stat acolo, lângă ușă, am întrebat pe cel acolo, de aici poți să mă rog? Zic, că da, poți să dea. Și am scris un text și am spus, uite, să știi, sunt aici, nu mă lasă să intru, dar de aici mă rog la Dumnezeu. Doar atâta, Daniel, ajutat-o pe persoana aia să exprime o încredere fantastică, că Dumnezeu e cu mine, nu m-a uitat. Cineva. Faceți ceva de genul ăla pentru oamenii care sunt în ipostaze de genul ăsta. Nu vă puteți imagina ce impact are. Dar am văzut că ați vorbit de fast, totuși am văzut că situații în care oamenii se aruncă într-un fast, familia, cu tot felul de lucruri, pentru ca o expresie a iubirii pentru cel care a plecat. Și atunci mie mi-a fost dat, știu că lumea evanghelică are opinii diferite aici privitor la participarea la masă, dar mie mi-a fost dat să fiu în niște situații în care familia iubea așa de mult pe cea care a plecat, deși avea o vârstă înaintată, 90 de ani. Și când i-am spus, știți, noi nu obișnuim să mergem la o masă de pomană, așa spuneau ei, nu toți erau evanghelici, doar, de fapt, nu erau, decât mama a fost. Și am văzut așa o întristare. Pentru că pentru ei acea masă, acel lucru era așa. Și pe moment am luat hotărârea să rămână. Eu nu contest asta. Eu cred că dacă așa stau lucrurile, e o formă de manifestare a empatiei, e ok. Dar eu știu din experiențele avute că cei mai mulți sunt sufocați de câte alergături sunt. Cei mai mulți din familie. Și trebuie să le transmitem mesajul că nu fastul rezolvă problema. Nu asta rezolvă problema. Da. Dacă ei vor să facă cum ai zis tu, este perfect, că nu e legea mezilor și a perșilor acolo. Dar mai important decât orice fel de acțiune pentru cel care a plecat, este ceva ce să faci în a-l ajuta pe cel care are trauma asta a morții. E o chestiune cutremurătoare. Moartea nu poate fi cosmetizată. Moartea e urâtă, moartea e rea, e ceva ce vine în urma neascultării de Dumnezeu. Nu Dumnezeu a făcut pe om să moară. Moartea e o consecință devastatoare a păcatului. Și atunci, acolo trebuie să fie aproape de omul ăla care trăiește experiența, să-l ajuți să găsească echilibru, să-l ajuți să își centreze viața în valorile absolute care sunt ale lui Dumnezeu. Fii acolo lângă el, fă pași ușor, ușor. Da, mergi împreună cu el. Cum am zis, sunt unii care trec de un an de zile cu trauma asta în suflet. Și se întorc înapoi, când numai bine ai zis că ai făcut pasul, iar se întorc înapoi. Trebuie răbdare. Și atunci... Uitarea nu este, până la urmă, o soluție sau inducerea uitării, nu? Nu ar fi o soluție, din câte înțeleg. Sunt persoane, cum spuneam, am văzut pe Facebook, care își aduc aminte, după 10-20 de ani, că astăzi, să zic, este ziua, sau era ziua mamei lor. Și își aduc aminte, deci nu pot să uite lucrul acesta, și păstrează în amintire acest lucru.
negarea nu cred că este posibilă, nu? Nu este posibilă, dar probabil că ești de acord cu următorul, cu următoarea afirmație. Una este să-ți amintești de cineva cu speranța că sunt lucrurile așezate pe niște coordonate bune și alta să-ți amintești de cineva răscolind durerea aia, rana aia din suflet. Sau altfel, una este să-ți amintești că rana e vindecată și alta este să-ți amintești când rana încă supurează, când e nevindecat. Ori, simplu, haideți împreună să învățăm cum putem să-i ajutăm pe oamenii care sunt răniți sufletește în urma morții celor dragi să treacă peste perioada asta de timp de traume sau până se vindecă trauma. Apoi amintirile rămân, nu poți să le ștergi, ele rămân veșnic în inima noastră, să luăm cu noi amintirile în veșnicie. Dar este vorba de o rană care a fost vindecată în suflet. Și vindecarea vine, cum spun, printr-o intervenție a lui Dumnezeu prin cei care sunt chemați să consilieze, dar să fie aproape, să mângâie. Da? Deci până acum, dacă ar fi să sumarizez ce a spus și dacă am reținut bine, întâi de toate, cum am putea să ajutăm pe cei care trec printr-o astfel de trauma despărțirii? Unu, ați spus și ați repetat de mai multe ori și voi folosi același termen, să plângem cu cei ce plâng. Asta spune Scriptura, și da. Este de fapt și ceea ce Apostolul Pavel spune, plângeți cu cei ce plâng. El nu spune altceva, nu spune faceți o mormântare frumoasă, ci spune plângeți, empatia asta. Al doilea lucru, ați vorbit ceva despre faptul că nu doar trebuie să plângem, dar trebuie să-i ascultăm, pentru că prin verbalizarea durerii și amintirilor, sufletul începe să dobândească vindecare. Corect. Deci cam acestea ați punctat și după aceea ați mai punctat faptul că trebuie să avem răbdare cu în procesul acesta vindecării și a fost atent la ce ați spus, că e o chestiune de timp. Nu, gata, a murit cineva, știi, gata, 3 zile ai jelit, te-ai ridicat, ai plecat și rana ai vindecată. Și să avem răbdare cu oamenii în procesul vindecării. Dacă nu avem răbdare cu ei, dacă forțăm cumva cosmetizând realitatea, cu siguranță, în existența acestor persoane în timp, se va reveni asupra acelor emoții. Ei vor retrăi momentul ăla. Cu siguranță. Pentru că așa e de mare impact să vindecăm rana. Rana nu poate, drag. Așa e de mare. Și atunci trebuie să găsim echilibrul ăla. Să vindecăm rana. Rana nu poate vindecată de oricine la întâmplare. Sunt o grămadă de teorii. Dar hai să ne gândim la rănile fizice, nu? Nu cred că poate oricine să dea cu presupusul. Hai, aici am o rană și a rămas. S-a vindecat, dar cicatricea a rămas. Da, trebuie să mergi la cineva care e specializat în a se spune trebuie să faci aia, să faci aia și să faci aia, pentru că altfel rănile se pot infecta și ele devin critice pentru existența noastră. Dacă o rană fizică este atât de serioasă, cum e rana sufletească? Comparație cu alta. Nu cumva e mult mai serioasă? Și nu cumva trebuie mai multă grijă pentru cineva care se ocupă de vindecarea rănilor sufletești? Nu cred că e normal, pentru că, vedeți, și asta este o formă în care noi înșine ne pregătim pentru propria noastră moarte. Nu este așa? Moartea celuilalt ne pregătește pentru propria noastră moarte. Aia este. Și atunci eu, când îi spun celui care a trăit experiența morții cuiva drag de acolo, eu mă gândesc că același tipar ar trebui să-l am și eu. Și atunci, fie că e cineva drag din viața mea sau eu însumi ajung acolo, trebuie să știu că las în urma mea asigurarea pentru cei dragi că eu știu în cine am crezut și că nu-mi este teamă de moarte, trec în veșnicie. Pe mine asta m-a impresionat foarte tare când eram copil, moartea bunicului. Bunicul a fost cel care, pentru prima dată în familia noastră, bunicul din partea mamei, a cunoscut pe Dumnezeu. Și eram adolescent. Bunicul
L-a primit pe Domnul când a venit în România. El era rus căsătorit cu o evreică și în urma persecuțiilor de acolo a venit în România. România a deschis brațele pentru ei. Dar aici a aflat adevărul despre Dumnezeu. Și bunicul a zis, eu nu pot să nu cred. Cred în Dumnezeu. Au început după aia să-l critique și să-l acuze tot felul. Și zis, pentru asta nu mi-e frică. Eu rămân credincios, indiferent ce se întâmplă. Și chiar înainte de a muri, bunicul, deși intrase într-o formă de coma, a început să vorbească. Chiar înainte de moarte, eram acolo la moartea lui bunicu. Pentru mine, experiența aia a rămas absolut fascinantă, în sensul în care Dumnezeu mi-a dat ocazia să văd prin trecerea asta morții, trecerea prin moartea lui bunicu sau trecerea pragului, vreau să spun, să văd un pic dincolo de cortina asta morții ce se întâmplă acolo. Bunicul a început să vorbească despre o realitate fascinantă. Avea niște cuvinte din astea de vai, zice, ce impresionant, ce glorios, ce frumos. Și avea și niște expresii, spunea niște nume unor persoane. Mama spunea că ăștia au murit, zice, înainte. De ce vorbește oare de ei? Eu nu cred că asta este Evanghelie, Daniel. Ce vreau să spun este că este extrem de important să te ocupi de oameni să se îndrepte frumos spre moarte și să-i ajuți pe ceilalți care trec prin moartea altora să știe cum să urmeze. Este extrem de important lucrul ăsta. În ce măsură păstrarea amintirilor despre cel drag care a plecat, care nu mai este în sânul familiei, ajută procesul de vindecare, să păstrezi lucrurile, să locul, în ce măsură aceste lucruri ajută? Biblia ne vorbește despre, aduceți-vă aminte despre cei care au trăit în credință și urmați-le exemplu, nu? Exemplu. Urmați-le exemplul. Am zis altceva? Nu, nu. Și atunci este important, sigur, asta poate să fie într-o gamă mai largă, dar dacă cineva a fost un om care a trăit cu Dumnezeu, cred că amintirile astea ajută, dar nu e o lege fundamentală. Trebuie să vezi pe fiecare cum reacționează în contextul ăla și mai ales să fie auzit. Eu asta fac, ai spus foarte bine mai devreme, ascultă. Nu avem o rețetă ca la farmacie. Bă, la asta se tratează așa. Trebuie să te duci acolo. Să vezi ce așteptări are. S-ar putea ca cineva să spună nu face bine. Deci ce-ți face bine? Păi îmi face bine să știu că sunt oameni lângă mine care înțeleg durerea mea. Okay? Sunt aici să te ajut. Și atunci faptul că cineva comunică ce anume îi face bine, asta ajută. Uh-huh. Ascultă. Ascultarea în perioada asta de timp înseamnă mai mult decât orice. Ascultarea asta activă, adică nu pur și simplu lași să vorbească acolo. Dar pot fi și amintirile legate de cei dragi de ajutor pentru unii și asta e bine. Că unii păstrează lucrurile celui drag exact totul cum a fost, în, cumva ca și o prezență continuă. Ah, ok. Despre acest lucru. Ah, despre asta vorbea. Nu, aici cred că lucrurile trebuie să fie un pic mai tranșante. Adică nu poți să mimezi o continuare a existenței cuiva drag la nesfârșit. Trebuie să te confrunți clar cu ideea că nu, un exemplu, este. Să accepți. Să accepți că nu mai este. Aici pot să dau un exemplu. Noi, în organizația OM, am avut anul trecut o experiență tristă a morții unui tânăr care s-a dus pe munte să petreacă timp cu Domnul. El urma să plece în misiune în țările astea mai puțin deschise Evangheliei și s-a dus să petreacă cu Domnul. Nu știm ce s-a întâmplat, acolo a alunecat și a murit. Pe asta pe noi ne-a traumatizat. Noi toți am fost, da, a fost greu să ne amintim de el. Ori de câte ori ne întâlneam împreună și vorbeam, plângeam. Și sigur că familia a fost mult mai expusă, dar noi eram parte din, să zic așa, echipa lui extinsă. Și am chemat să vină un consilier. Știți ce a făcut consilierul cu noi după o vreme? Ne-a scris pe tablă. Radu a murit. Uh-huh. Asta a fost ca un fulger peste noi. Ok? Deci a fost așa un...
deodată am conștientizat o realitate pe care tot se leagă de haine, nu să o acceptăm. Ori aici, când vorbești, sigur că aici trebuie, dacă sunt unii care tot se leagă de haine, de aia, trebuie cumva să ajut să înțeleagă astea nu mai sunt. Dar făcută cu atașamentul ăla, cu grija aia, nu cu forțarea unui drum pe care nu-l acceptă ăla. Da? Și să vedeți cât de bine este când accepți realitatea, știi că nu mai este, după aia se vindecă rana și știi că e cu Dumnezeu în veșnicie. Vreau și eu să urmez exemplul ăla și aici vine speranța nouă despre care vorbeam. Am vorbit despre ce ar trebui să facem față de cei care trec prin aceste traume, noi ca și comunitate creștină, dar în anumite momente, etape ale vindecării și oameni care au o chemare specială de la Dumnezeu pentru consiliere, sfătuire. Aș vrea să mă duc spre partea negativă puțin, să vă întreb ce n-ar trebui să facem atunci când cineva este în durere. Bineînțeles că deja le-am înțeles prin aspectele pozitive, dar dacă ați vrea poate să mai adăugați ceva sau mai aveți ceva de adăugat, ce n-ar trebui să facem când cineva este în durere? Părerea falsă, nu cred că așa cosmetizăm realitatea și să-i ducem pe puntea asta falsă, nu cred că ajută, dar nici să ne bocim ca niște oameni fără speranță. Ok? Sensul care, vai de mine, s-a terminat universul că s-a dus. Există un ritm de viață pe care Dumnezeu l-a prevăzut, cumva să zic așa, în existența noastră umană. Și atunci trebuie să avem grijă asta. N-ar trebui, părerea mea, să ignorăm reperele pe care le avem înainte de moartea cuiva. Dacă vezi că cineva e pe patul de moarte, cum se spune, fă-ți timp și du-te acolo. Fă acolo ceva. Fă atunci ceva. Du-te și arate asta. Nici nu vă puteți imagina ce mult înseamnă pentru cineva care e acolo, atașamentul ăsta. Poți să dau un exemplu? Da. Un frate din biserică, abandonat de familie, lăsat singur în casă. Și mă duceam constant la el, că știam că îi face bine să stea de vorbă cu mine. Și am ajuns într-o zi acolo și era ușa încuiată, nu mai era nimeni acolo. Am întrebat pe vecini, nu știau nimic. Și până la urmă era o doamnă care se ocupa de curățenie pe scara aia și mi-a zis, domnule, mie mi-a lăsat cheia, dar să știți că e în comă omul ăsta. Nu mai poate vorbi. De două, trei zile nu mai vorbește. Și m-am pus să mă duc să stau de vorbă, să mă rog acolo să stau de vorbă, doamne, să mă rog. Și că da, vă deschid, nu-i nicio problemă. Mi-a deschis, m-am dus lângă el și nu știu ce-mi veni acolo. Am început să vorbesc ca și când vorbeam cu Dumnezeu, dacă și când era și el acolo conștient. Nu-ți spun că omul ăsta a început să vorbească. Deci impactul prezenței mele acolo, în momentul ăla critic, a fost așa de mare că el și-a adunat toată energia lui și a început să vorbească. Când a venit doamna după o oră și ceva cât eram acolo, că nu știa de ce tot stau atât acolo, ce tot fac acolo să mă rog. M-a văzut vorbind cu el, era să leșine ea acolo. Nici nu vă puteți da seama ce mult înseamnă atașamentul ăsta de cineva care este aproape de moarte. Sigur că sunt și situații în care moartea e subită, n-ai cum și să intervii, dar Dumnezeu pregătește pe om pentru moarte. Zice acolo Pavel în Corinteni că El vă va întări până la sfârșit astfel încât să fiți fără vină în ziua arătării. Există un soi de conștientizare pe care Dumnezeu o dă celor credincioși că urmează să facă pasul ăsta spre veșnicie. Ori ei transmit semnalele astea. Dacă nu le prindem, n-ar trebui să facem asta. Hai să lăsăm timp la o parte, în loc să ne ducem toți grămadă la mormântare, mai bine ne ducem toți grămadă mai înainte. Nu, n-ar fi interesant. Atunci omul primește ajutorul de care are nevoie. Exact. Sprijin el și ăsta, familia. El și familia. Înseamnă enorm de mult. Să fie acolo când omul ăla are cea mai mare nevoie, aia este realitatea pe care ar trebui să o înțelegem, să o vedem, să o clădim ușor. Ce n-ar mai trebui să facem? N-ar trebui să cheltuim o grămadă de bani pe moarte. Eu sunt supărat pe sistemul ăsta cu
câți bani se dau pe groapă, pe aia, pe cealaltă, sunt sume colosale. E adevărat că unele nu le poți evita, să zic, deși e posibil să găsim soluții. Dacă unii vor să mă întreabe, le spun în privat ce soluții pot fi găsite, să nu se ducă atâția bani pe evenimentul mormântării. Unii au făcut o întreagă afacere. Este un business fantastic. Părerea mea este că e nepotrivit. Viața e mai prețioasă decât moartea. Și atunci, hai să încercăm să găsim echilibru în sensul ăsta. Aș vrea să mergem și spre câteva întrebări care ne duc într-o zonă a eticii. Și anume, ce părere aveți despre incinerare, punerea trupului în mormânt, în pământ, incinerarea. Știu că sunt discuții pe această temă și unii își pun problema ce să facă, mai ales în situații extreme în care n-au cum. Îmi spunea cineva că părinții au murit într-o altă țară și a trebuit să-i aducă și, sau mama și... a fost foarte simplu să fie transportată cu un sicriu și atunci a trebuit să facă incinerarea trupului și a fost foarte mult acuzat de credincioși pe datorită acestei decizii care a luat-o. Aici, sigur că s-ar putea să fie tot felul de opinii exprimate, dar, din nou, ne uităm în Sfânta Scriptură, într-adevăr, de cele mai multe ori găsim în Scriptură menționat faptul că cei ce au murit au fost îngropați. Da? Au cumpărat teren, au săpat mormântul sau l-au pus într-o stâncă și acolo au depus trupul neînsuflețit. Există un soi, dacă vreți, de diminuarea șocului, traumei morții, că totuși vezi trupul ăsta. Da, psihologic, cel care se desparte de cel drag poate să mai atingă cumva și să știe că e acolo undeva. Te duci la mormânt și pui o floare. Știi că e acolo. Și de cele mai multe ori Scriptura vorbește despre asta. Din țărână ai fost luat, spune Dumnezeu, în țărână te vei întoarce. Din pământ ai fost creat, în țărână te vei întoarce. Este o indicație în sensul ăsta, da? Deși nu neapărat numai așa. Însă, tot în Scriptură avem câteva ocazii când unii au fost incinerați. Iată, Saul, murit pe câmpul de luptă, adevărat, el și-a provocat moartea, să zic așa. Dar fiii lui au fost omorâți. Reținuți de filisteni, puși acolo atârnați cumva, iar unii s-au dus și au luat trupurile lor, le-au ars. Asta spune Scriptura. Uh-huh. Și apoi l-au îngropat. Da? Cenușa care a rămas a fost pusă în mormânt. Nu, ni se spune nicăieri în Scriptură că asta e trauma, e drama umanității. Nu. Că, practic, ce se întâmplă? În fel de, nu, grăbirea procesului de descompunere. Că, la urma urmei, tot țărână ajunge. Trupul se descompune și devine parte a componenta țărânei care există acolo. Rămâne scheletul pentru o vreme. Oasele rămâne. Ca un fel de, știi, totuși Dumnezeu vrea să spună, vezi că nu, moartea nu înseamnă dispariție totală, știi? Urmele alea îți dau indicația că ceva rămâne în urmă. Deși nu ăla este cel mai important lucru, dar e o chestiune psihologică, dacă vrei, în existența noastră umană. Personal, ca să răspund la întrebare, nu cred că incinerarea e un păcat. Dacă familia decide asta, este lucru important. Nu pot eu, ca și slujitor al bisericii, să impun cuiva foaia. Mi se pare total nepotrivit. E o decizie a familiei și dacă familia hotărăște un fel sau altul, trebuie respectată hotărârea aia. E adevărat că e greu să te duci acolo și să ții slujbă pentru o cutie de, eu știu, cu resturile umane, bine, rezultate astăzi, din... Astăzi ținem slujbe și e doar poza. Astăzi ținem și cu poza, vorba pentru ta. Pentru că, având în vedere condițiile în care suntem, trupul nu putem să-l vedem exact în situația asta. Deci, cu alte cuvinte,
privit în ansamblu problema, ar trebui să recunoaștem că pe Dumnezeu întâi de toate îl preocupă ce se întâmplă cu trecerea sufletului, decât ceea ce se întâmplă cu trupul care rămâne, cumva întoarcerea în universul din care a fost luat trupul, adică țărâna, sau întoarcerea așa, ar fi... Bun, dar ce, știi, acum o să fiu și eu un pic mai, nu știu, probabil apăs rana unora mai tare, dar creștinii care în primul veac au fost arși pe rug, ce se întâmplă cu aceștia? Au încălcat vreo lege divină și ei nu mai sunt în grațiile lui Dumnezeu? Sau dacă a rămas numai cenușă, Dumnezeu nu poate învia trupul lor, cum spune Scriptura, că trupul va fi transformat și că Dumnezeu va da trupului nostru descompus acolo în țărână o nouă formă de existență glorioasă? Nu, că particolele alea rămase din cenușă sunt suficiente pentru un creator suveran și atotputernic să facă un trup nou. Dacă cineva mă contestă, să stai de vorbă cu Dumnezeu. El poate să facă asta. Nu este nimic prea greu pentru Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu nu creează din nimic. Dar ce nu? Că ne spune că doar universul existent e creat din nimic. Ci El creează din materialul preexistent. Dar ce nu? Și aia este materialul ăla. ADN-ul ăla a rămas în elementele alea chimice din care Dumnezeu face trupul lui să fie glorios, așa cum se întâmplă. Ori nu cred că trebuie să ne blocăm în lucrul ăsta. Ce părere aveți despre eutanasie? Aici lucrurile sunt un pic mai delicate. Știu că sunt unii care consideră, mai ales în situația în care boala este așa de serioasă și îl vezi pe respectivul suferind, să zici mai degrabă să-i se curme viața cumva și să fie făcută de, presupun că te gândești la eutanasierea asta într-un sistem medical. Da, nu la adecvat, suicid. Nu la suicid și alte forme. Da. Eu nici nu știu dacă în România eutanasierea este legală. Mi se pare că nu este. Dar sunt țări în care asta se întâmplă și la cererea familiei sau celui care este acolo se poate întâmpla asta. Personal, eu am obiecții serioase al vieții. Așa cum găsesc în Scriptură, Dumnezeu este Cel ce dă viața, e dătătorul vieții. Și doar Dumnezeu are dreptul să spună stop existenței cuiva. Nu cred că eutanasierea ar trebui aplicată. Este o convingere personală pe care o am și nu pot să mă gândesc la altceva. Dar cei care gândesc, interesant că poate fi extinsă cumva chestiunea asta, cei care gândesc că eutanasierea e un păcat, l-aș întreba ce zic de avort. Că și avortul e tot așa o chestiune. Adică, na, fătul până la 3 luni sau când are loc avortul e un boț de carne care are suflare de la Dumnezeu, că Dumnezeu acompaniază viața umană de la procreere, din momentul conceperii. Cine îți dă dreptul să curmi viața fătului ăla când Dumnezeu i-a dat lui suflare de viață? Nu? N-are sens întrebarea? Și atunci eu sunt la fel de categoric să spun. Nu, și aia e păcat. N-ai dreptul să iei viața acelui, să spui că e trupul meu, fac ce vreau. Nu, că Dumnezeu i-a dat suflet de viață al lui. Suflarea aia de viață e dată de Dumnezeu din momentul conceperii. De unde știu asta? De la întruparea lui Hristos, că vorbeam și în misiunea trecută. Hristos a luat viața de la origine și El era Dumnezeu din momentul conceperii. Când era numai o celulă, nu? Fecundată. În trupul Mariei, era Dumnezeu acompaniat de toată gloria divină. Asta e viața noastră umană. Și atunci, cu privire la eutanasiere, ca să revin la întrebare, am o rezervă mare. Că sunt unii care zic că e durerea mare, eu mă întreb de ce oare n-ar apela la varianta cealaltă cu ce se întâmplă cu niște tineri, vă aduceți aminte, în cuptorul de foc? Au fost aruncați acolo să fie arși și ei se plimbau pe acolo și nu au simțit nicio durere. Ce zicem de creștinii din primul veac care au trecut prin traume fantastice? Nu cumva Dumnezeu ar putea să lucreze la ADN-ul ăsta, fi un fel de anestezie? Dumnezeu are dreptul în ultimul...
și durerea să nu mai fie atât de serioasă? Deci, cu alte cuvinte, cred. Dumnezeu are dreptul în ultimă instanță și dacă El nu a luat viața, ceea ce spuneți este că dacă Dumnezeu încă nu a luat viață, cu toate că trupul se află într-o degradare serioasă, înseamnă că El are un scop inclusiv prin această neluare a vieții. Categoric. Temele acestea de etică cu siguranță ar presupune un timp mult mai îndelungat de discuție. Trebuie să ne apropiem de încheiere și în misiunea aceasta am vorbit mai mult despre cei care au rămas în urmă și despre cele rămase în urmă, trupul și cei dragi, care ar fi poate un cuvânt de final pe care aș vrea să îl spuneți celor care trec poate chiar și în aceste momente prin despărțire, ca anii aceștia, anul trecut și anul acesta, am experimentat datorită acestei boli multe despărțiri. Eu pot să spun că, într-adevăr, morțile astea intense în jurul nostru generează traume mari, depresii, stări sufletești între cele mai neîntâlnite până acum. Dumnezeu însă a trăit toată durerea noastră prin Hristos. El a murit pe cruce simțind întreaga durere. Uh-huh. Dumnezeu știe ce înseamnă durerea noastră. Și că dacă mergem împreună cu El și ne asociem cu oameni care cred în Dumnezeu, care să ne ajute, putem trece prin experiențele astea, lăsând în urmă amintiri frumoase și lăsând în urmă lucruri care să aibă impact în viața altora. Chiar în durere și în suferință și în moartea altora. Numai în Dumnezeu este speranța noastră. Eu vreau să insist, să rog pe toți ascultătorii noștri să se împace cu El, cu Hristos. Păcarea cu Hristos ne dă garanția că suntem pe mâini bune. Nu mi-e teamă să merg peste pragul morții când Hristos este acolo cu mine. El mă trece pragul. Și dacă cei din jurul meu știu lucrul ăsta, ei vor avea încrederea asta în timp, vindecându-i serana, că sunt unde trebuie și că vor veni și ei să ne întâlnim în veșnicie cu Domnul. Acolo unde nu va mai fi plâns și durere, lacrimile sunt șterse, spune Scriptura. Dumnezeu șterge orice lacrimă din ochii lor. Durerea nu va mai fi. Ori speranța asta ne dă mare încredere și asigurare. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost în seara aceasta cu noi și vreau să le spun tuturor celor care ne-au urmărit că provocarea pe care vă aducem la acest final este: alegeți-L pe Domnul Iisus Hristos ca și însoțitor în viață și îl veți avea ca și însoțitor prin moarte, în moarte și ca și Cel care ne va întâmpina pe fiecare dintre noi în veșnicia pe care a pregătit-o pentru noi. Alegerea noastră va determina veșnicia noastră, de aceea vă doresc să faceți alegeri care să vă aducă în final viață veșnică și să ne aducă nouă tuturor viață veșnică. O seară bună și la revedere!